În urmă cu puțin timp, ploile au lovit puternic mai multe localități din Munții Apuseni. Sunt aceleași sate potopite de ape și în cursul săptămânii trecute. Meteorologii au emis un cod roșu de vreme rea. În Câmpeni și în Roșia Montana a căzut grindină, iar drumul național care traversează zona este blocat de ape. Oamenii au fost avertizați printr-un mesaj roalert, iar mai multe echipaje de intervenție au fost trimise în zonă. Pompierii au salvat viața unei femei și a doi copii după ce locuința în care se aflau a fost acoperită de ape.